De la începutul anului 2014, echipa medicală a Spitalului Județean Giurgiu s-a mărit. 11 medici rezidenți în diferite domenii medicale vor fi gata să le acorde giurgiuvenilor cu anumite probleme de sănătate, îngrijiri de specialitate. Pediatrie, psihiatrie, radiologie și imagistică sunt doar câteva dintre secțiile unde tinerii medici își vor desfășura activitatea. O altă problemă gravă cu care atât medicii cât și pacienții se confruntau era lipsa medicilor de la terapie intensivă. În prezent, la această secție, numărul medicilor a fost suplimentat cu încă 2 doctori, lucru ce îi va permite conducerii unității spitalicești să introducă o linie de gardă. Începând din data de 1 ianuarie, au venit un număr de 11 medici, după cum urmează: un medic pediatru pe secția de pediatrie, 2 medici la secția de psihiatrie vascular, 2 medici de radiologie și imagistică medicală, un medic de medicină sportivă, 2 medici ATI, un medic de dermatovenerice, gastroenterologie și orele. Medici s-au prezentat la post, unii din cauza au venit și 2 medici de ATI, s-a inaugurat și linia de ATI. Deci avem zi și noapte anestezist, ca să zic așa, înainte fiind doar chemare de la domiciliu. Cu mult timp în urmă, lipsa personalului medical nu a reprezentat singura problemă a giurgiuvenilor. Nici la capitolul aparatură medicală, spitalul nostru nu a stat mai bine. Pentru a rezolva și această problemă, cu un an în urmă, Spitalul Județean Giurgiu a fost dotat cu un aparat tomograf. Acesta și-a dovedit utilitatea după ce a fost folosit în peste 1000 de cazuri într-un timp destul de scurt. Pentru a face față numărului mare de giurgiuveni care apelează la secția de radiologie și imagistică, personalul medical de aici a fost suplimentat cu încă 2 medici. Anul trecut, când a funcționat, s-au făcut un număr de 924 de tomografii. Asta însemnând un contract cu Casa de Asigurări de 1.700.000.000 pe diverse planuri, adică computer tomograf de substanțe de contrast, cap, torace, abdomen, pelvis, craniu, regina toracică, pelvis nativ și cu substanță de contrast, deci diversele poziții care le-am avut încheiate cu Casa de Asigurări. Și o altă sumă s-a făcut la cererea pacienților, care a însemnat tomografie în valoare de aproape 100 și ceva de milioane. Într-una dintre videoconferințele organizate de Ministerul Sănătății se afirma faptul că Spitalul Județean Giurgiu se afla pe primul loc alături de Călăraș și Ialomița la capitolul pacienți care aleg să-și trateze problemele de sănătate la București. Iată de ce medicii de la Spitalul Județean Giurgiu îi îndeamnă pe pacienți să apeleze cu încredere la serviciile medicale oferite de aceștia.